Vă salutăm, dragi oaspeți ai canalului nostru de YouTube. Dumnezeu să vă binecuvinteze că ați ales să fiți împreună cu noi în dezbaterea din această seară. Dumnezeu să aducă lumină în sufletele noastre și să ne ajute ca să ne îndreptăm viața noastră spre marele model care este Domnul Iisus. Dorim ca să avem un moment de rugăciune care să ne îndrepte gândirea și mintea noastră spre Dumnezeu. Vă invit la un moment de rugăciune. Tatăl nostru iubit, îți mulțumim pentru clipele de har pe care ni le oferi. Îți mulțumim că și în seara aceasta putem să fim în prezența cuvântului Tău. Ajută-ne ca să venim desculți înaintea cuvântului Tău, astfel încât acest cuvânt să aibă un impact puternic în mintea noastră. De aceea te rugăm să lași ca puterea Duhului Sfânt să ne sensibilizeze și să ne ajute ca să fim conștienți de starea noastră și nevoia noastră de Tine. Binecuvintează pe dragii noștri ascultători, pe fiecare în parte, în nevoile, în luptele, în durerile pe care le au. Binecuvintează pe toți care Te caută, binecuvintează lumea întreagă care este în suferință, în durere, în disperare și în descurajare. Și ajută-ne ca noi să fim niște oameni care să aducem speranță, bucuria mântuirii să fie aceea care să ne împodobească viața noastră și să fim o ambianță plăcută de un exemplu practic a trăirii cu Domnul Hristos. Binecuvintează-ne în dezbaterea aceasta, lasă ca puterea Duhului Sfânt să ne influențeze pe noi ca vorbitori și pe ascultătorii noștri și Tu să fii lăudat, Tată, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt Te-am rugat. Amin. Amin. Ce minunat este că încă Dumnezeu nu și-a retras harul și atâta timp cât simțim chemările Duhului Sfânt în diverse metode, pentru că Dumnezeu ne vorbește în diverse feluri la fiecare dintre noi, putem să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Dar nu avem nicio siguranță, nu avem nicio siguranță că acest lucru se va mai întâmpla și mâine. De aceea astăzi îmi doresc ca să luăm hotărâri ferme pentru viața noastră și îmi doresc ca să nu fim oamenii care doar amână și vom avea și acest punct în dezbaterea din seara aceasta, ci astăzi să luăm hotărâri și astăzi să ne lăsăm influențați de această putere a Duhului Sfânt. Mulțumesc colegilor mei care sunt și în această seară împreună cu mine pentru dezbaterea din Cuvântul lui Dumnezeu și dorim ca să continuăm această conversație despre pocăință, despre întoarcerea la Dumnezeu și aș vrea ca să vorbim puțin despre două exemple biblice, cum anunțam și data anterioară, despre Nicodim, care și el își dorea, cred că, pocăința, își dorea întoarcerea la Dumnezeu. A venit la Dumnezeu parcă noaptea, nu? Da. Își dorea sincer Nicodim pocăința sau căuta altceva? Nicodim reprezintă o clasă de oameni pe care o vedem și astăzi în societate. Oameni care privesc la neprihănirea pe care o dă legea, litera legii. Când oamenii privesc la litera legii, practic, privesc și la viața lor și văd că sunt în ordine. De multe ori am auzit și dumneavoastră, cred că ați auzit, eu nu fur de la nimeni, eu nu am sărit gardul la nimeni, eu nu m-am dus după nevasta la altuia, eu nu am făcut niciun rău la nimeni. Și este adevărat, practic, oamenii, privind așa puțin la cele 10 porunci, nu? Să nu fur, să nu ucis, să nu prea curvești și așa mai departe, stau bine. Aceasta este partea care iese din litera legii. Dar dacă aprofundăm puțin și privim la ceea ce vrea spiritul legii să spună, nu? Atunci, cu adevărat, că vom vedea altfel. De aceea Nicodim simțea că el este pe o poziție bună. El era curios să-L cunoască pe Domnul Hristos, să vadă ce are să-i spună acest învățător, dar spiritual vorbind, sufletește, se simțea într-o poziție foarte bună. Ca și conducător al iudeilor acolo, mă rog, avea și el un loc acolo, printre conducerea acestui popor,
poziția lui, religia lui și viața lui păreau că sunt pe o poziție bună, de altfel ca și Pavel, că și el spune că în ceea ce privește litera legii, practic, eu stau bine, dar mai târziu, când a privit mai adânc și l-a văzut pe Domnul Hristos și a înțeles spiritul, caracterul acestei legi, atunci și-a dat seama unde este. De aceea, ar fi bine ca oamenii să vadă sau să se apropie de Domnul Hristos și să înțeleagă mai mult cerințele Lui, care au de-a face nu numai cu exteriorul vieții, ci cu partea interioară. Pentru că Domnul Hristos, în discuțiile Lui, a mărit legea aceasta. Ați auzit că s-a zis să nu uciți, dar eu vă spun, oricine urăște. Și așa mai departe, cu fiecare poruncă. E, dacă luăm seama aici, atunci, într-adevăr, suntem în lumină și vedem unde suntem. Deci a avea spiritul legii nu înseamnă a da la o parte legea sau a nu mai face ceea ce spune legea. Nu, nu, pentru că legea este oglinda care ne arată cum suntem. Nu? Legea este oglinda unei fiecare trebuie să venim și să privim. Problema este nu să privești la literă, că după literă toți suntem într-o stare bună, nu? Uh-huh. Nici eu pot să spun, n-am omorât pe nimeni, n-am mers după nevasta altuia sau eu știu alte lucruri pe care le cere legea. Dar hai să privim în profunzime, în adâncimea a ceea ce vrea să spună porunca, ca să înțelegem mai bine. Da. Cum se simte un om în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu sau o lumină din partea lui Dumnezeu intră în sufletul lui? Se simte bine sau, spuneați un verset că oamenii când au văzut lumina, când a venit lumina în lume, au respins-o. De ce oare nu ne place lumina? Că ni se văd faptele noastre? Da, se văd faptele și nu vrem să renunțăm la ele. Sunt plăcute firii, firea îi place, uh-huh, răul, pofta, plăcerea, păcatul îi place și nu prea vrea să se debaraseze de ea. Nu vrei să arăți cine ești în realitate, nu vrei să se vadă cine ești în realitate, nu? De asta cred că respingem lumina. Pentru că lumina aduce lumină, ne vede orice deformitate, orice lucru care este rău în viața noastră. Descoperă starea noastră. Sigur, descoperă starea noastră. Sigur. Și așa e mai simplu. Nu citesc, nu cerceta. Lumea spune nu cerceta. Nu. De ce să cercetezi? Că îți face rău. Dacă te apuci nici măcar să citești Biblia, nici măcar o foaie să citești, că dacă nu o termini, îți face rău, nu? Zice, nu vreau să citesc ca să nu cunosc. Uh-huh. Că dacă cunosc, mă fac vinovat dacă nu împlinesc. Și mai bine nu știu. Nu știu și nu sunt vinovat. Asta este o idee greșită pe care o au oamenii, pentru că Duhul lui Dumnezeu le spune și lor prin conștiința lor ce e bine și ce e rău, chiar dacă nu citesc. Da, da, da. Ce părere aveți despre această stare în care se află omul, în această stare de păcat? Aminteam despre Nicodim, aminteam despre Pavel. Ce i-a condus pe ei la convertire, la o adevărată pocăință? Au fost niște șocuri în viața lor care să îi ajute să ia această decizie în viața lor? Cred că ceea ce face pe om să-și modifice opțiunea lui de viață este manifestarea pură a prezenței divine în viața lui prin inspirația Duhului Sfânt. Când omul vede puritatea, curăția, bunătatea lui Dumnezeu, atunci își dă seama cât de departe este el de Dumnezeu. Și atunci se gândește dacă acceptă dorința Duhului Sfânt de a fi curat, atunci se gândește să facă pași înspre această curăție. Deci Duhul lui Dumnezeu și aici are rolul esențial de a-i sugera omului nevoia lui. Nevoia de apropiere de Dumnezeu nu este inițiativă personală, umană, dorința de a trăi în lumină, ci sugestia divină este aceea care bate sau vorbește minții umane. Și dacă mintea umană se lasă atrasă de această sugestie, atunci începe procesul acesta de apropiere, de luminare
nu? Se vorbea că inima firească nu acceptă să trăiască în lumină pentru că îi place răul, îi place întunericul. Însă un suflet care dorește părtășia cu Dumnezeu, dimpotrivă, vine la lumină și dorește să trăiască în lumină pentru că Dumnezeu însuși este lumină și în relația cu Dumnezeu poate să găsească fericirea. Deci această inspirație este de natură divină, iar omul, dacă dorește să se apropie de Dumnezeu, trebuie să o primească, să o primească, să o experimenteze și să accepte sfatul divin, pentru că în discuția cu Nicodim, Domnul Iisus a pus degetul pe rană, cum s-ar spune, spunându-i lui Nicodim că are nevoie de o transformare, de o înnoire a vieții. Ori această înnoire necesită o lepădare de sine și o primire în viața noastră a meritelor Domnului Hristos. Deci căința, pocăința, credința se bazează pe meritele unui mântuitor, nu pe meritele personale. Așa cum spunea Ionel despre litera legii, că dacă împlinești legea la literă, atunci nu mai ai nevoie de alt mediator. Nu este așa. Este imposibil ca omul să poată face lucruri bune, oricât de mici ar fi ele, este imposibil să le facă fără ajutorul lui Dumnezeu. De aceea avem și noi nevoie ca să apelăm la ajutorul divin pentru a putea realiza lucruri frumoase în viața noastră, fără de care ajutor nu le putem realiza niciodată. Așa că să ne rugăm Domnului să ne ajute și nouă ca să putem să acceptăm sugestiile Duhului Sfânt pentru a putea să obținem această transformare, această schimbare după chipul Său. Permitem să preiau o expresie pe care ai spus-o tu, șocul vieții lor, ziceai, care a fost punctul culminant. Acești bărbați au avut un moment în viața lor care a constituit pentru ei cel mai important factor, care i-a determinat într-adevăr ca să vadă cum este realitatea. Întâlnirea lui Nicodim în noaptea aceea, întâlnirea lui Pavel cu Domnul Hristos pe drumul spre Damasc, sau aș putea aminti și despre Moise în fața rugului aprins, au fost momente culminante. Și eu cred că fiecare dintre noi avem nevoie de un astfel de moment. Să ne întâlnim cu Domnul Hristos într-un loc, într-un loc în care într-adevăr să ne explice, să ne arate unde suntem și cum suntem, că altfel noi, na, după viziunea noastră, mi se pare că stăm bine. Așa zice Laodiceanu, nu? Dar dacă noi am avea un punct culminant, o întâlnire din aceasta cu Domnul Hristos, cum au avut ei, atunci cu siguranță cam înțelegem mai bine. Da. Mulțumim pentru aceste idei. Sunt păcate mai păcătoase și păcate mai puțin păcătoase? Sunt împărțite așa după niște grade sau sunt toate egale? Dumnezeu, chiar și în viziunea Lui, sunt păcate mari și mici, deși orice păcat, cât de mic ar fi, este ofensator pentru El. Dar vedeți ce se întâmplă la oameni. De multe ori, noi greșim, sau cum să mă exprim, nu că greșim, faptul acesta că facem o clasificare a păcatelor poate să aibă repercursiuni enorme asupra noastră. La ce mă refer? Când vezi pe stradă un bețiv, îți pare rău de el, ți-e milă de el în starea în care e. Sau când știi pe unul care, na, calcă porunca șaptea și spui, vai și amar de el, uite ce grozav este. Pe de altă parte, dacă în inima ta sau a mea sunt lucruri, lăcomia, mândria, pofta, ți se pare, analizând și comparând, că tu stai mai bine, nu? Nu. Păcatele au aceeași gravitate înaintea lui Dumnezeu, dar care e dezavantajul? Dezavantajul este că omul acela care este căzut într-un șanț sau omul acela care, mă rog, are patima aceasta a desfrâului, poate că într-o zi se trezește, își vede starea, înțelege unde este și vine la Domnul Hristos cu gravitatea, cu enormitatea păcatului său. Pe când eu, care, na, nu fac lucrurile acelea, sunt un om aparent pe o poziție bună. Dar dacă în inima mea este egoism,
mândrie, lăcomie. Lucrurile acestea nu mi se par chiar așa de grave. Că eu ar trebui neapărat ca să le exclud din viața mea. Nu mi se par că ele aduc o condamnare așa de mare asupra mea. Și există posibilitatea ca ele să rămână acolo în inimă. Să rămână acolo în inimă fără să încerc să înțeleg cât de grave sunt înaintea lui Dumnezeu. Este mai greu să se întoarcă la Dumnezeu o persoană care păstrează litera legii decât una care nu păstrează nici măcar litera legii? Adică unul care nu are nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu, cu regulile lui Dumnezeu și unul care le ține doar așa de formă, că așa poate a primit, poate... Este mai ușor pentru cel care nu cunoaște litera legii, zic eu. Că își dă seama. Își dă seama. Dar tu care cunoști litera legii și în lumina acestei litere, te vezi într-o stare bună, zici, sunt bine. Uh-huh. Nu? Avem pilda fariseului și a vameșului aici, cred. Uh-huh. Care, el ce spunea fariseul? Doamne, îți mulțumesc că uite, eu fac pe aia, eu fac pe aia, nu? Eu stau bine. Adică starea mea, eu am venit la tine să-ți mulțumesc, atât. Pe când cel care nu avea litera legii și privea la viața lui. El a venit la Domnul Iisus să fie curățit. Nu? Spunând că nu îndrăznește să-și ridice nici capul. Așa își vedea viața lui. Da. Automulțumirea este mult mai periculoasă decât o răceală efectivă. Pentru că atunci când omul este mulțumit de el însuși, nu-și dă seama de starea în care este. Martorul credincios așa spune, zice, și nu știi că ești așa și așa când tu te crezi invers. Deci o stare de răceală este mai de nădăjduit decât o stare de automulțumire. Și chiar este spus în cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. De aceea niciodată nu este bine să ne comparăm cu oamenii sau cu cineva, cu vreun model pământesc. Pentru că asta înseamnă automulțumirea. Eu nu sunt ca cu tare, nu fac ca el sau nici el nu-i mai bun ca mine și cu asta mă mulțumesc. Nu. Trebuie să privim la acela care este desăvârșirea. Să privim la căpetinia desăvârșirii noastre, pentru că doar atunci când ne comparăm cu el, vedem nevoia sufletului nostru. Și atunci inima ne îndeamnă să facem ceva mai mult. Nu mai stăm în mulțumirea de sine, ci vedem goliciunea și slăbiciunea și căutăm să le compensăm cerând ajutor la Dumnezeu. Deci să privim sus și cu Dumnezeu să ne comparăm în orice aspect al vieții dacă vrem să ajungem ca El. Dar de ce să nu ne comparăm și unii cu alții? Eu sunt mai bun decât Cutărescu. Simplu, pentru că atunci când luăm ca obiect de comparație omul, ne plafonăm. Nu mai ajungem undeva într-o sferă mai înaltă, mai aproape de Dumnezeu. Ne mulțumim cu atât, ne mulțumim să fim, să zicem așa, din egoismul nostru un pic mai sus ca celălalt, dar nu atât de sus cât Dumnezeu ne recomandă. Deci de aceea nu e bine să ne comparăm cu oamenii, pentru că spune Biblia, când un orb călăuzește un alt orb, adică un om firesc se uită la altul firesc, atunci se întâmplă un lucru rău. Deci cad amândoi în groapă. Dar când un om privește la Dumnezeu, atunci capătă vedere, capătă luminare divină și vede nevoia sufletului. Asta e marele avantaj. Când privești la Dumnezeu, vezi ținta pe care trebuie să o atingi și te lupți pentru ea. Dar când privești la om, nu mai vezi această țintă. Păi și dacă toată lumea greșește, eu de ce să fiu diferit? De ce să... Nu pot să folosesc asta ca o scuză. Uite, toată lumea face la fel. Modelul nostru, exemplul nostru nu e bine. Da, în sfera noastră aici, dacă ne plafonăm la lumea aceasta, da, putem să ne comparăm cu ceilalți. Dar idealul nostru nu e lumea asta. Idealul nostru este veșnicia, să stăm împreună cu Domnul Hristos. Bun, dacă vrei acolo, atunci trebuie să privești la El și să ajungi la înălțimea plinătății Lui, la desăvârșirea Lui, nu? De aceea mă gândesc, trebuie să te gândești ce ideal ai. Dacă ai ideal lumea aceasta, da, compară-te cu ea. Dar dacă ai ca ideal cerul, compară-te cu cerul, cu Domnul Hristos. Chiar așa spune în lecția noastră,
că fac unii. Ei privesc la cei credincioși și se compară cu ei. Și spun, măi, să știi că... Nu sunt mai buni. Nu sunt mai buni decât mine. Uite, și ei fac rele, uite că și ei au anumite defecte și ei au anumite probleme în viața lor. Eu sunt, aș putea spune, de multe ori, poate mai bun ca ei. Nu? Dar asta este o dovadă că ei cunosc ce e bine și ce e rău, nu? Asta este o dovadă că dacă cunosc, ar trebui să se ridice la pretențiile cerințelor și să nu găsească scuze și poate că ar trebui să privească la Domnul Hristos, nu la oameni. Da. Poate mulți oameni simt această chemare din partea lui Dumnezeu. Simt îndemnul, dar uneori poate spun... Mâine, când voi fi la pensie, când o să am posibilitatea, când o să am liber de la servici, poate când o să mă lase familia, este bine să tot amânăm? Orice amânare în ceea ce privește relația cu Dumnezeu poate fi fatală. Diavolul știe bine că un suflet bine intenționat nu-l poate opri să facă lucruri frumoase. Dar îl împiedică cu sugestia amânării. Hai că o faci și pe asta, nicio problemă. Rezolvă-ți problema ta și pe urmă o faci și pe asta. El caută să tragă de timp, în care timp pot să intervină alte aspecte în viață. Și omul este împiedicat de la realizarea lucrurilor bune. Deci Biblia spune că ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea, dar nu mâine. Fă astăzi, în special în relația cu Dumnezeu și problemele pentru suflet trebuie rezolvate automat, pentru că știm că ocazia este de aur și dacă o scapi nu se știe dacă mai e parte de ea. De aceea nu este bine să amânăm realizarea lucrurilor bune în viața noastră, pentru că ajungem în starea în care nu le mai putem realiza. Ce poți să faci pe moment, fă cu toată puterea, pentru că atunci ai un avantaj, ai un câștig și Dumnezeu va binecuvânta un astfel de suflet care nu amână, pentru că și în lume este o vorbă care spune că amânarea este moarte sigură sau boală grea. Deci trebuie să ne ferim de lucrul acesta. Dacă vrem să ajungem undeva sus, să acționăm, nu să amânăm. Astăzi, dacă auzim glasul lui, să... Absolut, da. Și Domnul Iisus vorbea despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, nu? Păcatul împotriva Duhului Sfânt este chiar această amânare, neluare în seamă, neglijare la apelurile pe care Duhul lui Dumnezeu le face asupra conștiinței tale sau al conștiinței mele, nu? Deci El vine, insistă, te cheamă, te caută și vrea într-adevăr să-i răspunzi și tu spui mâine, până când Duhul Sfânt te părăsește și urmează împietrirea și pierderea. Cam asta este. Sunt lucruri care ni se par nouă prea minore. Adică chiar să-mi ceară mie Dumnezeu să fac lucrul acesta, chiar să fie necesar să ascult absolut tot ceea ce îmi spune Dumnezeu. Sunt lucruri care ni se par absurde pentru noi. Chiar să fie lucruri minore, lucruri care să n-aibă importanță ceea ce a spus Dumnezeu. Păi dacă vrem să înțelegem despre lucrurile minore, dacă vrem să înțelegem așa cu adevărat, putem să privim la primii noștri părinți. Ce lucru grav pare să iei să mănânci dintr-un fruct? Domnul a spus, din toți pomii să mâncați, numai de aici nu, da? Hai să vorbim omenește, nu? Hai să vorbim așa, sincer. Ce lucru grozav este acesta? Nu e un lucru grozav, dar este o neascultare de voința lui Dumnezeu. Orice cuvânt pe care Dumnezeu îl spune este o lege. Orice cuvânt, orice cerință este o lege. Nu contează că e mare sau mică. Este o lege, este o cerință a lui. Dacă tu ai nesocotit-o, ești neascultător, călcător al poruncii lui. Nu? Deci noi nu trebuie să venim cu ideea aceasta... Ăsta e un păcat minor, mărunt, neînsemnat. Nu. Dacă este o nesocotire a voinței lui, e grav. E grav. Privim în jur, în societate, în lumea în care trăim și vedem unde am ajuns datorită unei neascultări
Infime. Ce mare lucru. Că a luat și a mâncat dintr-un pom. Unde a ajuns omenirea? Păcatul, suferința, durerea, moartea. Unde suntem datorită acestui lucru? În ochii omului, e adevărat că păcatul nu pare atât de păcătos. Însă chiar Domnul Iisus spune că omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, așa cum afirma Ionel, nu trebuie să minimalizăm cerințele lui, nici chiar acelea care ni se par atât de ușoare și de simple. Pentru că ele au în ele o făgăduință, dacă le împlinești, au o făgăduință în ele. Dacă le ignori, pierzi această făgăduință. Așa că avem nevoie să fim foarte meticuloși, putem spune lucrul acesta, în ceea ce privește învățătura sfântă a lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că Dumnezeu niciodată n-a spus un cuvânt de umplutură, doar ca să fie spus. Nu. L-a spus pentru că împlinirea lui va avea un efect benefic asupra vieții spirituale. Și noi, dacă suntem conștienți de lucrul acesta, nu vom ignora niciuna din învățăturile sale, ci dimpotrivă, le vom strânge ca pe niște raze de lumină. Chiar așa ne învață cuvântul. Strângeți toate razele de lumină ca să poată să lumineze în viața noastră și să fie lumină în orice colț al inimii noastre. Și în felul acesta să putem să ajungem și noi la împlinirea deplină în Domnul Hristos, o persoană deplină în Domnul Hristos. Vorbeam despre amânare, despre faptul că mulți oameni amână ca să se predea, să simtă această părere de rău față de păcat. Sunt mulți care spun, copilul e prea tânăr, e prea mic, e prea... O să crească el mare și când o să fie mare, atunci o să aleagă el singur. Sau alții spun, când o să fiu mai încolo, atunci pot să mă decid. Până atunci nu e nicio problemă, pot să... Astăzi mai fac lucrul ăsta, spun alții. Astăzi mai fumez o țigare. Astăzi, mâine... Cum este această atitudine? Crezi că mai poți să mai ai puterea într-o zi să mai te schimbi? Să te mai lași influența să te schimbi? Dacă vorbim de copii, să nu uităm că în primii ani ai vieții, practic, se formează caracterul. Atunci trebuie puse niște baze, nu? În caracterul copiilor. Dacă neglijăm să le punem, mai târziu nu le vei mai putea pune. Asta în ceea ce privește copiii. De aceea e important de când sunt mici să-i faci să înțeleagă fiecare aspect al vieții, cum să-l privească și cât de important să fie să vadă lucrurile neînsemnate, poate mărunte, poate mici, așa cum vorbeam noi mai înainte, să vadă că au valoare și că sunt grave înaintea lui Dumnezeu dacă le nesocotește. Acum venim la noi, pentru că spuneai că mulți zice numai astăzi, da? Și de mâine, ești sigur tu că mâine mai ești? Nu? Uh-huh. Ești sigur? Adică, vedeți, trăim într-o lume unde siguranța vieții... A nesiguranței. Sigur, sigur. Poți tu să spui de mâine? Nu, că mâine nu este a ta. Mâine nu este a mea. Dacă vrei să spui, spune de astăzi, de acum. Acum. Și Biblia chiar are îndemnuri în privința aceasta. Acum, astăzi, dacă vrei să faci ceva. Dacă nu vrei să faci ceva, poți să zici mâine atunci. Poți să zici mâine. Dar mâine nu știu dacă va mai fi ziua ta. Dacă Dumnezeu observă din partea noastră faptul că respingem mereu apelurile care le face la inima noastră, la un moment dat ne forțează, ne prinde la ușă și spune acum va trebui să facă o alegere. Ce părere aveți? Dumnezeu nu forțează niciodată. L-a creat pe om cu această capacitate de a-și decide singur soarta și o respingere continuă a apelurilor sale va duce la depărtarea Duhului Sfânt de respectivul suflet. Deci să nu uităm că cu fiecare pas al nostru care îl facem, fie spre apropiere, fie spre depărtare de Dumnezeu, ori ne apropie mai mult de El, ori distanța dintre noi și El se mărește. De aceea suntem sfătuiți de cuvânt ca să facem pași înspre Dumnezeu. Și asta este rezultatul ascultării de orice cuvânt care iese din gura sa.
Pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, este probat, El ne îndeamnă să devenim tot mai aproape de El până când vor reflecta de plin chipul Său. Deci să nu uităm acest aspect, că ceea ce putem face bun pentru sufletul nostru, să facem acum, să nu amânăm, pentru că așa cum se afirma, nu poți să știi dacă mai poți face altădată lucrul acesta. Și Dumnezeu ne cheamă acum să schimbăm viața noastră, acum să ne întoarcem la El, acum să ne mărturisim, pentru ca să putem să folosim ocazia, momentul, să trăim clipa cu El, nu fără El. Asta este esența vieții. Lucrarea de salvare, de mântuire, este o lucrare de parteneriat. Ce înseamnă parteneriat? Două părți se unesc, se angajează să facă o lucrare, nu? Uh-huh. În cazul nostru, Dumnezeu și omul. Dumnezeu face partea Lui, dar și omul trebuie să facă partea Lui, pentru că vorbeai de constrângere. Uh-huh. Nu. Dumnezeu vine, apelează la inima ta, te învață, apoi tu trebuie să conlucrezi cu El, să depui voința ta de partea voinței Lui și să lucrezi împreună cu El lucrul acesta. Dacă tu nu vrei, atunci Dumnezeu nu ne forțează. Nu. Nu sunt încercările privite în felul acesta care vin în viața omului. Mulți spun, păi s-a pocăit pentru că a trecut prin boală, a ajuns la un moment dat într-o situație destul de gravă și din motivul ăsta a trebuit să se pocăiască și el. Sau a avut o viață destul de păcătoasă și la finalul vieții s-a gândit și el să șteargă și el cumva păcatele. Acum Dumnezeu lucrează diferit de la un suflet la altul. E posibil ca Dumnezeu să folosească și metode din acestea prin care să-i conștientizeze pe oameni ce e viața. Nu? Poate că îi trece printr-o încercare, printr-o boală sau eu știu, printr-o suferință în care omul înțelege ce este, unde este și se hotărăște. Nu cunoaștem noi lucrul acesta. Important este că Dumnezeu vrea sau arată că prin aceste metode vrea ca oamenii să primească apelurile Lui, să asculte de voința Lui și să se întoarcă la El. Pentru că spune, într-adevăr, Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Deci, până la urmă, nu contează cum lucrează Dumnezeu. Important este că Dumnezeu vrea să fiu de partea Lui. Vreau să fiu lângă El. Vrea să răspund chemării Lui. Asta e problema mai importantă. Da. Dumnezeu poate să ierte pe toată lumea, Dumnezeu poate să ierte toate păcatele, dar pe mine nu cred că mă mai poate ierta. Cum vi se pare această idee? Da, aceasta este una din sugestiile de succes ale diavolului, cu care ține pe oameni legați de el. Chiar zilele trecute, în activitatea misionară, bătând la o poartă, a ieșit o persoană care, la ambierea noastră de a-i oferi un cuvânt despre Dumnezeu, zice, nu, eu sunt un păcătos. Și atunci m-am grăbit să-i spun, păi, Domnul Iisus, tocmai pentru noi păcătoși a venit să ne mântuiască. Și a acceptat să ia un cuvânt scris. Deci, ideea aceasta este o idee care vine de la Stăpânul Întunericului și prin care dorește să țină pe oameni legați de el. E clar că dacă am citit Biblia, am vedea că nu există păcat pe care sângele Domnului Hristos să nu-l poată ierta. Nu există vină pe care Domnul Hristos să nu o poată ispăși și atunci ar dispărea din mintea noastră sau practic am refuzat această sugestie satanică, cum că Dumnezeu nu ne mai iartă. Nu, pentru că asigurarea este că cel care se întoarce la Dumnezeu cu o inimă zdrobită va găsi iertare. Așa că să nu ascultăm de sugestii ca acestea, care sunt contrare afirmațiilor lui Dumnezeu, ci să-L credem pe Dumnezeu, să credem că El ne poate mântui, să credem că El e bun și ne dorește mântuirea și atunci totul se va realiza. Ca să experimentăm mai mult această iubire a lui Dumnezeu, trebuie să păcătuim cât mai mult. Era acea pildă a datornicilor care spunea cui s-a iertat mult, acela iubește mai mult. Trebuie să faci multe păcate astfel încât după aceea să simți iertarea lui Dumnezeu și astfel să simți dragostea lui Dumnezeu, să mergi pe această premiză? Nu cred că este nevoie
să experimentăm păcatul atât de grav și așa de mare ca să înțelegem iubirea Lui. Iubirea Lui o înțelegem dacă privim la cruce, dacă privim la Golgota, dacă privim la planul de salvare pe care Dumnezeu l-a făcut față de noi. Pentru că în cel mai mic grad, vina și păcatul, cât de mic ar fi în viața noastră, ar trebui să înțelegem că acel păcat minuscul, mic, neînsemnat în ochii noștri, l-a pironit pe cruce pe Domnul Hristos. Și asta ar trebui să ne facă să venim la cruce și să ne mărturisim păcatul și să-i cerem Domnului să ne curățească de el. Nu să așteptăm să ajungem într-o stare deplorabilă ca să înțelegem că Dumnezeu ne iartă mult și că atunci trebuie să venim la el. Încă două întrebări scurte pe finalul acestei dezbateri din această seară. Prima întrebare este: păi eu m-am pocăit în anul cutare, atunci m-am botezat și de atunci sunt pocăit. Aceasta înseamnă a fi pocăit? Pocăința este un moment în care te hotărăști să te botezi și îți predai viața lui Dumnezeu și apoi e totul roz, totul e bine? Sau e pocăință zilnică? Cum este? Pocăința este o acțiune continuă. Ea este o lucrare de zi cu zi. În fiecare zi avem nevoie să ne pocăim. De ce? Și pocăiți au nevoie de pocăință. Au nevoie. În fiecare zi avem nevoie să ne pocăim. De ce? Pentru că în fiecare zi greșim. Și orice greșeală, dacă vrei să fie ispășită, ea cere pocăință. Așa că pocăința nu este o lucrare de moment. Nu, ci dimpotrivă este o lucrare continuă prin care în mod voit te debarasezi de lucrul acela de care te căiești. Și atunci când Dumnezeu vede că într-adevăr îți pare rău și El se uită la inimă când face această constatare, atunci El șterge, El șterge, El șterge. Deci chiar de 10 ori dacă fratele tău păcătuiește pe zi împotriva ta și de 10 ori vine și cere iertare, să-l ierți. Că așa face Dumnezeu. Dumnezeu este exemplul nostru și în iertare, și în iubire, și în toate. Și în felul acesta putem să ne dăm seama că avem nevoie de această acțiune în permanență. Până vom ajunge cu toții la starea de plină, avem nevoie de pocăință permanentă. Da, mulțumesc. Ultimul gând pentru această discuție pe care am avut-o în aceste momente este: ce v-a condus pe dumneavoastră personal la pocăință? De ce ați simțit că este nevoie de o schimbare în viața dumneavoastră? Poate este o întrebare mai personală, dar da, cred că... Personal aș putea spune că iubirea lui Dumnezeu. Adică n-am înțeles la început când am citit Biblia sau... Dar când am înțeles că iubirea l-a făcut pe Domnul Hristos să accepte crucea. Crucea care era a mea. Nu? Deci, pentru mine cam ăsta a fost momentul acela care m-a înduplecat și care m-a convins că dragostea lui Dumnezeu este aceea care, într-adevăr, este așa de minunată și a răscolit inima și sufletul meu. Și atunci mi-am dat seama, și cum să nu răspunzi? Hai și omenește să vorbim. Cum să nu răspunzi la o dragoste, la o atitudine din asta, nu? Pe care o are cineva față de tine. Cauți să fii recunoscător, cauți să-i întorci și tu înapoi. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Asta a fost la mine. Da, mulțumesc. Ca unul care am fost născut și crescut într-o familie de creștini pocăiți, am primit această educație, iar atunci când am ajuns la o vârstă mai matură, la majorat, atunci mi-am dat seama că, într-adevăr,
Pocăința sau ascultarea de Dumnezeu este singura noastră șansă de salvare. Altă șansă nu am văzut. Și atunci am binevoit, propriu, personal, ca să închei un legământ cu Dumnezeu, care legământ se bazează pe ascultare, pe supunere de bunăvoie. Convins fiind că iubirea Lui ne poate mântui și mă poate mântui, am optat pentru acest mod de viață și am ales ca să trăiesc mai departe în felul acesta în care fusesem crescut și educat, așa cum aminteam, pentru că am considerat că aceasta este singura șansă a salvării și a mântuirii. Și dacă stau să privesc în urmă, i-aș mulțumi de multe ori lui Dumnezeu pentru că am văzut mâna Lui de multe ori în viață când m-a ajutat și m-a salvat. Ori lucrul acesta a trezit o dorință mai vie, mai mare de a-L iubi pe El, pentru că iubirea Lui trezește iubire în noi și lucrul acesta se răsfrânge într-un mod pozitiv. De aceea, pocăința aceasta trebuie să fie o lucrare benevolă, de bunăvoie. Și atunci când ea este de bunăvoie, Dumnezeu acceptă, o sprijină, îi dă concursul ca să ajungă la starea aceea matură, de plină. Un bărbat de plin în Domnul Hristos este un bărbat cu adevărat căi de rău, care iubește pe Dumnezeu pentru că a fost mai întâi iubit de Dumnezeu și care consideră ca singură șansă de salvare a-L iubi și a-L asculta de El. Aceasta m-a determinat și pe mine să rămân mai departe pe această cale a pocăinței și a relației cu Dumnezeu, pentru că doar în El găsim pacea și fericirea. Aceasta o spun din experiență personală. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această ocazie în care am putut să dezbatem acest subiect. Mulțumesc pentru disponibilitatea de a vă deschide, de a da răspunsuri la întrebările pe care le-am avut în dezbatere în această seară. Dumnezeu să ne ajute ca să răspundem acestei chemări a lui Dumnezeu. Am vorbit despre căință, am vorbit despre părere de rău. În următoarea noastră emisiune vom vorbi despre mărturisirea păcatelor noastre. Până atunci, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână cu dumneavoastră și vreau să vă las în compania cuvântului lui Dumnezeu, citind din Psalmii 139, versetele 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Aceasta este rugăciunea noastră pentru dumneavoastră. Dumnezeu să ne cerceteze, Dumnezeu să ne dea momente în care să vedem cine suntem, de cine avem nevoie și să-L primim pe El ca singura sursă și ca singurul remediu care poate să aducă vindecare, o fericire de durată în viața noastră și ca final care compensă viața veșnică. Dorim ca să avem un moment de rugăciune, nu înainte de a vă spune dacă doriți ca să distribuiți acest material pentru prietenii dumneavoastră, astfel încât și dânsii să poată să se bucure de acest material prețios din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit la un moment de rugăciune și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră până data viitoare. Iubitul nostru Tată, cu umilință și recunoștință, venim prosternați din nou în fața milei tale, să ne închinăm ție și să-ți mulțumim frumos pentru ocaziile pe care le avem, ocazii de a medita, Doamne, la viața noastră, la relația noastră cu numele Tău, de a medita la ținta care ne este pusă înainte și de a face pași înainte pentru a o atinge. Îți mulțumim pentru părtășia cu cuvântul Tău și te rugăm, Doamne, să ne ajut și nouă ca într-adevăr să experimentăm această pocăință în fiecare zi până vom ajunge și noi la statura de plină de bărbați și femei în Domnul Isus. Te rugăm de asemenea pentru ascultătorii noștri, Doamne, Duhul Tău să impresioneze pe fiecare și să ajute fiecăruia să facă pași în apropierea de tine, pentru că aceasta este nevoia sufletelor noastre. Dă-ne această voință, dă-ne puterea pentru a realiza acest lucru și ajută-ne ca în final să ne putem și noi bucura, Tatăl nostru, o veșnicie în cerul tău curat, pentru că am dorit cerul încă de pe acest pământ. Te rugăm să fii cu noi pe mai departe, să fii călăuza vieții noastre în această lume periculoasă și nesigură. Doamne, păstrează-ne în dragostea ta și îngerii tăi să ne călăuzească gândurile, inima și pașii noștri, ca să putem să
facem totul în armonie cu voința Ta. În Tine speranța noastră, la Tine, Doamne, nădăjduim, Te rugăm să vii și să ne ajuți și să ne dai biruința. Slăvim numele Tău că este mare și îți mulțumim pentru toate binecuvântările prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt acum și în veci. Amin. Amin.